Directorului Complexului Energetic Hunedoara, Emil Floruț, îi se cere demisia. De câteva zile, pe gardurile companiei energetice au fost lipite două afișe prin care se cere demisia actualului director al CEH. În colimatorul celor nemulțumiți de activitatea de la compania energetică se află și Stamin Purcaru, cel care a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Emil Floruț și Stamin Purcaru nu mai sunt doriți în fruntea Complexului Energetic Hunedoara. Nemulțumiții au lipit la intrarea în sediul companiei două afișe prin care cer demisia celor doi. Situația Complexului Energetic Hunedoara este una dificilă din punct de vedere financiar, compania energetică având datorii de ordinul sutelor de milioane de lei. La CEH își desfășoară activitatea aproximativ 6.000 de persoane, care în prezent se tem pentru locurile lor de muncă. Emil Floruț este numit de câteva luni în fruntea producătorului de energie.